Înțelegi cum e treaba? E simplu. Mă, Gianni, tu vrei să schimbi cuvântul mamă doar cu ma și atât? Da, mă, uite, imediat te-ai prins o dăliduță, așa e corect, frumos, simplu. Uh-huh. Aia a fost, înțelegi? Ma! Bă, băiatule, adică cuvântul mamă, care are în el toată dragostea și tot sufletul pe care Dumnezeu putea să-l bage într-un singur cuvânt, tu vrei să-l ștergi din dicționare? Dicționare, cărțile alea groase, așa cu multe cuvinte și fără poze? Da. Paolo, tu ce aș face cu alea? Le-aș arunca. Deci alea trebuie șterse, dicționarele și cu ma, cu tot, înțelegi? Că alea nu e bună la nimic, mă, decât să le pui sub pat când să rupe piciorul la pat. Atâta, gata, faci cu el. Domnule Mară, ăsta a băut ceva? Dă că bere aia. Mă, dar Liduțiu, am crezut că ești o fată care îți merge minte așa, mă. Dar ce cum, ce trebuie și creată ca așa, mă, pe bună? Imediat, cum nu înțelegi tu ceva că dacă a băut? Deci, în primul rând, asta nu e ideea mea. Eu am furat tot de la Uniunea Europeană, înțelegi, că ei vrea să schimbe mama și cu tata în certificatele alea acolo. Să nu le mai zică așa mama și tata, vrea să le zică părinte 1, părinte 2. Știai asta? Da, știam. Păi ce, eu am venit frumos cu varianta la mijloc, înțelegi, nici așa, nici așa. No. Frumos. Aha, dacă ei zic așa, noi trebuie să schimbăm, nu? Nu schimbăm nimic. Hai mă, răbdare mă, ta și ascultă, bagă-mă. Și ce faci, mă, ce faci? Te pui împotriva lor că se urcă cu picioarele pe tine. Și atenție, eu mai am niște schimbări de făcut așa. Fiți atenți la asta, că mai am un român am. Bă, română, voi știați că româna asta are gramatică în ea, mă? Nu se poate. Bă, dacă știai, zi... mă? Băi, stai mă puțin, orice limbă are. Bă, să fie la ea acolo, pe mine mă interesează. Eu vorbesc de română, bă, și română. Fii atent, română, deci gramatica e cea mai adracu. Gramatică, mă? Dar ce ți-a făcut, mă? Nu, că tu chiar vezi să-ți arăt, mă. Deci gramatica asta are în ea, are alea, mă, alea, cum îi zice, mă? Depozite. Nu, mă, alea mă, dă să schimbă în funcție de... De vreme? Nu, mă, ia uite, mă, de vreme. Dar alea, mă, cum îi zice? Se schimbă în funcție de astea, mă, când, de când a fost, acum, a fost. Când o să fie... Acum, când o să... Astea, mă, timpul verbelor, mă? Adică prezent, trecut, viitor, zici. Da, mă, asta, mă, exact asta. Ce, la ce e bun asta, mă, că nici nu înțeleg. Ce dracu ne trebuie atâta cuvinte, mă, că și obosești de la atâta cuvinte, ești de bun la cap. Băi, nu, fii atent, fii atent, Nicule. Nicule, asta, gramatica trebuie scoasă, că e gram. E gram, mă, trebuie scoasă, trebuie... Băi, timpul verbelor e important, mă, că altfel de unde știi când se întâmplă, ce se întâmplă, e... Fii atent aici, fii atent. De exemplu, da? Ție așa. Ți-a fost foame la trecut, ție ți-e foame la prezent, ție o să-ți fie foame la viitor, înțelegi? E important, mă, asta. Ia uite-mă, bă, vezi, bă, că ăla care a făcut gramatica asta a făcut-o prost, bă, că mi-e bine foame tot timpul, bă, la asta nu s-a gândit. Da, ție ți-e foame la infinitiv. Wow, bă, Nicule, hai să o lăsăm pe asta, da? Hai să... Nu mă zic... Da, las-o, mă, ce dracu, ia uite-mă, l-a apucat pe ăsta acum, am, gata, wow! El, infinitiv, infinit, adică e mereu, se întâmplă o acțiune care se întâmplă mereu. Dar bravo, corect, corect, că așa, și mie mi-e foame mereu, așa e, corect. Dar fii atent, eu m-am gândit la o variantă să fie și mai corect. Iată, când te duci la bobiță, da, la cârciumă, să comanzi ceva, da. Nu-i mai simplu să zici, eu foame. Și ai înțeles ăla ce nu înțelege la ce vrei să zici? Eu foame? Da, mă, la ce să folosești atâtea cuvinte, mă, să zici, eu sunt foame. Bă, pentru ce trebuie atâta cuvinte ca să mănânci acolo trei mici? Mie mi-e foame. Bă, da, bravo, că și mie mi-e foame, m-a luat la lingurică acum. Acum am ceva, dacă e bine, dar vezi că eu n-am bani la mine, dacă e comandă și tu dai tu toată masa asta și dau mâine înapoi, e cum ar veni de partea mea, mă servesc. Ce vreți voi? Luați ce vreți voi. De ce să comandăm, mă? De cum adică ziceam, n-ai zis, mă, că ți-e foame? Nu, am zis, mie mi-e foame. Că așa se spune corect, nu cum ai zis tu, eu sunt foame. Păi dacă sunt. Lăsați-l, domn primar, că el e foame. Are dreptate. Foame cu fâmare. Ah, bravo, mă, Daretuța. Ai venit și tu pe strada mea, mă. Uite, în sfârșit. Nicule, ia fii atent aici. Ce-i, mă? Ia fii, uite de la mine puțin. Dacă eu fac așa. Înțelegi ce vreau să zic, ia fii atent. Hai, mă, ce vreau cum mă jignești. Tu foame. Ia uite-l, mă, bravo, mă, bravo. Deci ești deștept, mă, ce-ți mai, dar fii atent la asta. Fii atent la asta. Tu sete, ce... Ia uite-l, mă, de ce ai luat 10 cu coroniță aici de bună cap? Vezi, mă, ce simplu e! Da, de ce da, să folosim, mă, un milion de cuvinte, mă, că uite, gramatica asta de mâini, asta e cea mai simplă, o înțelege toți din toate țările. Din Italia, Spania, tot o înțelege, că tot știe ce asta, știi? Tot, că... Ia, fii atent, dar uite-te la mine. Da, ia. E? Ce-am vrut să zic? Nu, mai fă o dată când am prins omul. Mă omor, ce-mi faci? Mă doare când aș fi.
Nu știu, mă, nu știu. Acum, pe bune, nu e vina mea, e vina ta, mă, că gramatica asta de mâini nu prea ești pregătit. Mai trebuie să mai lucrez. Nu, eu, bine, tu n-ai nimic în cap, mă. Zero, mă. Adică n-ai nicio șansă, probabil, să te faci nici mie. Ia, că zici tu sau cum? Băi, Gianni, băi, dacă tu scoți gramatica, scoți româna, scoți engleza, scoți, probabil că tu vrei să scoți și matematica, mă? Bravo, eu vreau să scoți geografie și istorie și vreau să scot toate astea, mă, toate alea. Ce ți-au făcut astea, mă? Bă, tu, hai că îți arăt, că nu pot aici, că sunt oameni ăștia de față. Stai puțin, vreau să te întreb și eu, bă, tu ce pui în locul lor, mă, acolo? Ia uite, mă, ce pun în locul ăștia, nebuna, că abia fii atent câte sunt aici, Facebook-ul, da, TikTok-ul, Instagram-ul, Netflix-ul, YouTube-ul, mamă, deci facultatea de aplicații, mă. Bă, asta nu e facultate de aplicații. Bă, asta e facultate de fercat menta pe internet. Că ești prost, nu înțelegi nimic. Chiar ești prost, nu înțelegi nimic, bă. Dacă vorbesc singur aici, mă. Iată, vă zic. De ce să dai copilului salată dacă el nu vrea să mănânce salată? De ce să-i dai ciorbă de lobodă dacă nu e ce trebuie? Bă, vrea șnițel, dă-i tată șnițel. Că asta vreau să fac eu, bă, cu școala asta mea. Bă, în loc de oră de matematică să-i dai YouTube, înțelegi? Stai cu ei frumos toată ziua la școală, îți dai seama și te uiți pe YouTube ăla. Păi ce găsești acolo și râzi de tot ce găsești, îți dai seama. Și nici nu e greu. Băi, nu e greu, că eu asta fac toată ziua. Eu sunt profesor pe astăzi, locul 1 în România. Eu dacă mă ajunge la Olimpiada de la Internațională, aș loc întâi. Și fii atent, că eu obișnuiesc așa, îi las liniștiți. Îi las, predau azi, predau mâine și hop, lucrarea de control. Oh. Ce filme noi cu pisici apar pe YouTube? Ia ziceți. Sau căței, câini. Și câini, dar bine, cu ea e mai puțin așa. Bine, dar și de acolo ai ceva de învățat, da. Și termin YouTube-ul, ai trecut frumos pe TikTok, înțelegi? Am mers cu ea amândouă în paralel, nu știu, încă n-am stabilit materia, înțelegi? Și acolo, că sunt multe de învățat și acolo. Da, bravo, dar unul la mână și doi, nu te plictisești, mă, deci stă copiii cu ochii pe tine toată ziua. Păi eu mi-amintesc de mine la școală, bă, la orele alea. Mișto. Adormeam, bă! Adormeam la urele alea, discutam radicale și mai știu eu ce. Și aveam dreptate să adorm, bă, băiatule. Aveam dreptate, că eu simțeam înăuntru mine că eu n-am nevoie, bă, să am niciodată nevoie de nenorocirile astea, mă. Înțelegi acum, Nicule, te întreb. Fii atent aici. Ce? Deci tu de câte ori ai spus în viața asta un radical, bă, în afară de școală? Dar, mă, niciodată. Păi aia zic, mă, Nicule, vine un client la tine, da? Da. Păi ce faci, îi cer 100 de lei sau îi cer un radical de 100? Îi cer 100 de lei, mă, că dacă îi cer radical ăla, nu e prost. Nu e prost să-ți dau mai mult. Mai puțin. Cum adică? Rață, lasă radicalii că-l pierdem. Ia zi-mă mai departe cu școala, că aia mă interesează. Abia atent aici, om. De la mine la școală, nu o să vină niciun copil cu tema nefăcută, cum e aici, de fug repede înainte de oră, să copiez de la un coleg sau... Nu, de ce? Că le zic direct, mâine vă uitați la filme pe net, două de fiecare. Nu mă interesează că nu dormiți, vă uitați la două filme pe net, asta e, înțelegi? De ce? Că mâine vă ridic în picioare și vă întreb. Direct, bam! Băi, Gene, ce spui tu, asta nu prea e școală, mă, asta e mai mult pauză de aia mare. Păi aia zic și eu, mă, Vasile, mă, exact. E bă, pauză mare, mă, asta spun, înțelegi? Uh-huh. Și eu, bă, dacă mă duc acum la școală, da, mă duc la școală și întreb copiii, bă, ce vă place vouă la școală asta? Tot ce o să zic că pauză am. Și atunci asta zic, mă, de ce să ne învățăm cum să facă pauza asta cum trebuie, mă? Să-i învățăm pauza? Da, mă, păi, dar eu de ce mă pun director, mă, că mă pricep cel mai bine la asta, mă? Bă, Gene, copiii ăștia de la școala asta ta nu o să fie bun de nimic, mă. Cine a zis, mă, tu n-auzi, mă, că-i bag pe YouTube. Deci o să priceapă la orice ești nebun, la că, băi, da, vrei să cânti la pian, te-ai intrat pe net, bam, 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 bam. Înțelegi, te-ai uitat cum se cântă la pian. Vrei să te faci astfel, n-auzi, ce ai făcut? Te-ai dus pe net, acolo, pa, pa. Internaut vrei să spui. Bă, da, dă-l, zbor cu racheta, internaut. Da, mă rog, bă, Gene, uite care e treaba. Una e ce vezi tu acolo și alta e viața, bă, băiatule. Domn primar, eu zic să nu vă chinuiți, că e deșert. Nu se prinde nicio sămânță acolo. Corect, că unde nu e nici... Da. Da, bine, plus, că mă umplu de bani. Ce, mă? Umplu de bani, mă, băiatule. Stai, mă, zine și mă. Aici am mai câștigat, ia, bagă. Ia. Tu crezi că Gene e prost, mă? Nu. O să fie cu taxă de aia de înscriere, cu taxă pe an, 10.000 de euro pe an, stai seama. 10.000 de euro pe dăcăciulă, eu mă umplu de bani. Dăcăciulă, mă. Hai, noroc, mă. Hai, noroc. Hai, noroc. O fi mult 10.000 de euro pe an, mă, la, că așa am văzut că e la școlile astea particulare. De unde ai văzut tu, mă? Pe Facebook, mă, pe părinții a discutat acolo între ei că nu știu unde să dea copiii la școală, că la stat nu le mai place, înțelegi? Păi de ce am început afacerea asta, mă? Că e o grămadă de părinți care ar da gălăgia asta de bani ca să dea copiii la școli particulare. Că uneori n-are cui să-i dea, mă. Că știi cum e, nu sunt locuri liberi. Înțelegi, trebuie să vorbești cu un an înainte, să intri pe nu știu ce listă, pe când la mine e la libertate. Veniți la Gianni, că vă primesc cum ar veni. Băi, Gianni. 10.000 de euro e cam mult, bă, băiatule. E mult, da? Păi, să las la jumătate, la 3.000 de euro?
Că, ce zici, e bine așa? Că oricum mie nu trebuie mulți. Doi copii și gata, stare așa pe viață. Și o să mai ai șase profesori sau te descurci singur? Nu, m-am gândit că la început, știi cum e, să fiu doar eu, ca să nu mai împart banii cu tot felul de gușteri, da. Dar dacă e mulți copii, n-am ce să fac. O bag și pe Gianinuța și pe Dorin, că și e bun. Nu ca mine, dar e bun și merge. Băi, Gianin, nu e rău, mă, ce spui tu. Adică, într-adevăr, mă, școala trebuie schimbată, mă. Că, într-adevăr, bă, dar dacă e să o schimbăm, mai bă, să o facem în bine. Păi așa cum vrei tu, mă, se duce din rău mai rău, mă. Păi copiii poate să vadă filme pe nici acasă, mă, nu trebuie să ajungă la școală. Păi tu ai spus că te-ai săturat de proști. Păi ce vrei tu? Îi faci și mai proști, bă, băiatule. Nu e, bă, nu, Vasile, nu înțelegi tu cum e treaba asta cu generația asta nouă, mă. Băi, poate că nu o înțeleg, dar nici ea nu mă înțelege pe mine. Și oricum, cât vrei tu să ceri, nimeni de la noi nu are. Eu știu cum stă treaba, că le văd impozitele. Cei mai vrednici de la noi din Fierbinți fac banii ăștia, na, cam în 2 ani de zile. Și trebuie să se îmbrace, trebuie să mănânce. Niciodată nu o să-i dea pe școala copiilor. Hai, mă, dă-i duță, că acum tu știi că nu te-am băgat și pe tine în combinație. Hai să nu mai dăm după corcoduș, Vasile. Nu dai, mă, și mie un sediu să fac și o școală. Fii atent, dacă ești cu minte, te fac și pe tine, profesor. Te bag pe ceva mai clasic, așa, mai pe vechi, așa, istorie cum ar veni. A, ce frumos sunt. Da. Adică ce să predeau azi? Adică mă gândesc așa, OTV cu Dan Diaconescu sau evenimentul zilei cu Ion Cristoiu. Care ești tu mai pregătit pe materie? Care vrei tu? Îți alegi. Bine, mă, hai că mă mai gândesc, da, vrei să spun ceva? Gianni, te-am ascultat cu mare atenție. E păcat, bă, de proiectul ăsta, mă, să-l faci aici. Du-te, tata, la București, direct la minister. Păi la câte experimente au făcut ea de 30 de ani încoace, încă un experiment în plus, ce mai contează, mă? Du-te, mă, că sigur o mușcă. Zici tu, mă? 100%. Bănicule, stai, mă, că m-ai speriat. Stai, mă, că n-am vrut să te sperii. Fii atent aici. Mă duci la București, mă? Că ai văzut, am planul în cap, totul e stabilit. Da, da, bă, îmi plătești datoria, 10 lei. Să mor tu că o facem așa. Da, bă, că zic. Fii atent că mă duc după bani. Adu-te. Deci nu mai ai cu zăda la întors, mă duc după bani. Mă, da. Mă duc, m-am pupat. Bă, ce spune Gianni ăsta, nu e departe de adevăr. Și eu stau și mă întreb, cine o să-mi plătească mie pensia dacă jumate din tineret lucrează în afară și cealaltă jumătate stă pe TikTok. Cine? Ai... Om trăi și om vedea. Doamna profesoară. Tu frumoasă. Rață, bani, calci. Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți.